Bă, voi știți cât am așteptat momentul ăsta, mă, să fie fain afară, să fie vară, să ne putem bucura pe terasă de o bere. Abia aștept să mă duc la mare. Stau frumos pe plajă, dezbrăcat, cu o bere rece, la soare, căldură. Salut! Ce faceți, băieți? Ce mă bucur că v-am prins împreună, vai! Fiți atenți, am onoarea. Bă, ce faci? Ia mâna de la buzunar și îndepărtează-te ușor de masă, da? Glumesc ca întotdeauna. Poftim. Deci tu ne-ai stricat ziua. Vă aștept pe 15 iulie. O să fie petrecere, chef, distracție, cum făceam noi în vremurile bune, nu nuntă din aia stufoasă. Știți, o să fie faină, să vă placă. Știți că e pe invitație. Adio, concediu. Ce concediu, Mircea? Eu am 9 nunți vara asta. Eu am 10. Și am 10. Ori 1000 de lei, 10.000 de lei numai pe nunți. Da, mă, dar măcar ăștia-s bani care ți se întorc înapoi. Ce se întorc? Cum se întorc înapoi? Că nu se întorc. E ca la credit, dar pe invers. Adică noi tot plătim la rate, dar împrumutul nu l-am luat încă. A, și banii de plică sună, dar eu după pandemia asta eu nu mai încap în costum. Trebuie să-mi iau altul. Și să știi că nu pot merge acum costum la 10 nunți. Hai să fim serioși. De ce nu? Eu mă duc când am nicio treabă. Am bine, era, dar tu ce ești, Batman? Mergi numai acum costum? Păi îți dai seama că mergi acolo, să facă ăștia poze, te tăguiezi, să prinde din prima lumea că tu ești cu uniformă. Păi și ce are? Aia ce are, mă, ești culmea. Bună ziua! Bună ziua! Cu ce vă ajut? Ne-ar trebui niște costume pentru ocazie mai nefericită, din păcate. Pentru o mormântare? Mai rău. Nuntă. Bun, dungile verticale te slăbesc, da? Da. Alea orizontale te îngrașă. Da. Și carourile? Te fac pătrat. Ha? Ce ziceți? Vezi că ai luat sacou de la costumul greșit, băiatul meu. Nu, Cristi, n-ai înțeles. Tu ce mărime porți? 46. Și eu port o 46. Te-ai prins? Nu. Mă, fii atent, mă. Plătim fiecare un singur costum. Eu mi-am pe albastru, că-mi stă bine. Tu ziei pe gri și pe ale rulăm între ele. Adică iau sacoul de la tine, facem schimb de cravată, de cămașă, total să pot obținute. Cu 800 de lei, îți dai seama? Stai mă, dai voie? Așa parcă jucăm cu coduri. Da, Cristian, nu știe nimeni, rămâne între noi. Da, chiar așa, nu știe nimeni. Ce? Mă bag și eu în combinație, ca să avem mai multe posibilități. Dar eu mi-o pe negru, să mă mai slăbesc așa un pic. Bă... Și tu ce mărime port? 50-48. Dar dacă mă forțez un pic, intru și în 46. Bă... Nu cred. Bine, hai să vedem. Bă, la nu vreau să mă duc la nuntă, nu mă înțeleg bine cu el. Bă, Mircea, te-ai frate tu. Adevărat. E un pic mai strâmt așa, dar așa se poartă, ha? Și nu se închide nasturile, da? E vară și e cald acum. Bă, ok, dar te așezi ușor pe scaun să nu pârie pantalonii pe tine și nu te întinzi după prăjituri, că rup sacoul. Nu te întinzi niciodată după prăjitura, nici acasă, nicăieri. Și fără dansul pinguinului, da? Cum fără dansul pinguinului? Ai nebunit? Era că... Hai că dacă fac mișcări mici, așa merge. Trebuie numai să... Hai, hai!